Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezență. V-am spus de ieri că o să ne vedem și astăzi. Vă facem evaluarea ultimor 24 de ore în toate județele țării. Pe mine mă interesează să vedem ce resurse, dacă este nevoie de resurse suplimentare, pentru a interveni cât mai rapid în localitățile afectate, mai ales acolo unde avem cod roșu de inundații. Aici vorbesc de județele Bacău, Vrancea, Galați, Brăila. În aceste 24 de ore am fost în legătură cu domnul Raed Arafat, secretar de stat, domnul ministru interne. Și așa cum v-am spus și ieri, vreau să avem în toate județele o mobilizare exemplară pentru a veni în sprijinul oamenilor, mai ales în județe în care sunt cele mai afectate. Repet, dacă este nevoie de resurse suplimentare, orice fel de resurse, solicitați de urgență. Și domnul Raed Arafat și eu suntem aici pentru a răspunde imediat acestor solicitări. Dar în același timp să știți că așa cum am făcut și la Vrancea, sunt județele vecine pot să vină în ajutor. Operațiunea de salvare de ieri a celor 12 muncitori s-a realizat cu sprijinul Salamon Covazna și Bacău, pompieri militari, jandarmi, pompieri civili. Deci doar trebuie să cereți resursele. Este nevoie de implicarea tuturor prefecților, trebuie să mergeți pe teren, acolo unde este nevoie de dumneavoastră, așa cum spunea și domnul ministru Bode ieri. Trebuie să vedeți acolo unde este nevoie ca să imediat să avem o evaluare a situației. În acest moment, situația este următoarea. Avem 77 de localități din 26 județe care sunt afectate și municipiul București. S-a intervenit pentru evacuarea pe din 24 de case, 273 de curți, 22 de subsoluri beciuri, 4 de pe 42 de străzi, precum și pentru degajarea unui acoperiș și a 33 de copaci căzuți pe carosabile autoturisme, au fost afectate 25 de autoturisme. Din păcate, avem două decese confirmate, transmit pe această cale condoleanțe familiilor și suntem în căutarea unui bărbat care a fost luat de ape în cursul zilei de vineri. Aș vrea să anunț acum o hotărâre de guvern pentru a vă ajuta în acest demers și pentru ne asigura că ajutoarele de urgență ajung rapid la persoanele care au nevoie. Vom da și voi vorbi cu Ministrul Muncii pentru a pregăti o hotărâre de guvern care să instituie o derogare de la procedura normală de acordare a ajutoarelor de urgență, legea 416 pe 2001 sau HG 50 pe 2011. Această hotărâre de guvern stabilește sume fixe în funcție de gradul de afectare al gospodăriilor și devine cadrul pentru acordarea ajutoarelor. Procedura este următoarea. Comisia de evaluare a pagubelor constituite în prefecturi fac evaluarea în teren, întocmesc liste, borderouri semnate de primarul unității administrative teritoriale respective și prefect. Le depun la ANEPIS. ANEPIS-ul le centralizează și le trimite în minister, unde prin note semnate de ministru se aprobă ajutoarele nominale. În principiu, prefecții ar trebui de fapt să știe, pentru că este o procedură pe care am fost anul trecut. Ea a expirat în decembrie și doar o prelungim acum. Și o lăsăm pentru tot restul anului. Sunt sigur că eu sper să nu mai avem situația anul acesta, dar dacă mai avem situații, să fim pregătiți cu această hotărâre de guvern. Pentru că până acum hotărârea de guvern sau procedura în acest moment este mai dificilă. Fiecare, pentru că se face o analiză pe fiecare gospodărie în parte, se face un HG pentru un anumit calup de cazuri și așa mai departe. Astfel, prin acest HG pe care îl vom da săptămâna viitoare, creăm un cadru legal pentru tot anul și simplificăm lucrurile. Bugetul anual, anul trecut a fost un buget de 5 milioane de lei, parcă, și cuantumul anul trecut era în jur de 4.000 de lei pentru familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de 75%, de 2.000 de lei între 50% și 75%, câte 1.500 de lei între 25% și 50%. Și acolo unde exista decese din cauza inundațiilor, familiile primeau 5.000 de lei suplimentar. Acestea sunt sumele de unde pornim. Ca să venim cu aceste decizii pentru a ușura munca și pentru a ușura sau timpul în care aceste ajutoare ajung la persoane care au nevoie. Vreau să vă avertizez
mă voi deplasa personal acolo unde aceste ajutoare trebuie să ajungă, unde vom da hotărârea că vor merge aceste ajutoare, să mă asigur că ajung aceste ajutoare la persoane respective. Deci nu ne jucăm cu acest lucru. Un ultim lucru din partea mea, aș vrea ca prefecții să ia legătura cu organizatorii de evenimente în spațiu liber, mai ales în zonele unde avem cod portocaliu și cod roșu, și să răspundă riscurile la care se expun. Trebuie să fim foarte atenți aici. Organizatorii pot să ia decizia să amâne un eveniment, să-l reprogrameze, să-l anuleze, dar în acele zone unde avem cod portocaliu și cod roșu, prefecții trebuie, și aici subliniez, trebuie să ia legătura cu organizatorii, să le spună riscurile la care se expun. Este și domnul Arafat aici care poate să vină cu informații suplimentare, dar sunt evenimente, avem și proteste, avem și evenimente sportive, manifestări religioase și avem și alte evenimente la nivel Casa de Cultură a Studenților, Ministerul Educației și așa departe. Deci toate aceste, în aceste zone unde avem cod portocaliu și cod roșu, prefecții trebuie să ia legătura cu organizatorii acestor evenimente astăzi și mâine pentru a pentru a informa despre riscurile la care se expun. Astea sunt informații pe care vreau să vi le spun în acest moment. În Suceava, o să ne spun mai multe domnul Arafat, dar avem o localitate, Biliești, unde lucrurile erau mai dificile și aveam 70 de gospodării afectate, sunt 40 de persoane autoevacuate, 17 persoane salvate, mai multe animale salvate. În acest moment se pare că nivelul apei din localitate scade cam un centimetru pe oră, dar domnul Arafat o să ne dea mai multe informații imediat. Aș vrea acum să-i dau cuvântul domnului ministru al afacerilor interne, domnul Cian Bode, care este și el cu noi în această conferință astăzi. Domnul ministru. Bună ziua, domnule prim-ministru, domnul secretar de stat, doamnelor și domnilor prefect, suprefect, stimați invitați. În primul rând, vreau să adresez mulțumiri echipelor de intervenție care au reușit să-i salveze pe cei 12 muncitori din localitatea Nereju. Știu că au fost blocați într-un vagon remorcă după ce au fost surprinși de creșterea apelor. Subliniez și eu mobilizarea exemplară a echipelor de salvare și datorită acestei mobilizări, cei 9 bărbați și 3 femei au fost salvați și acum sunt în siguranță. Spun asta pentru că 12 muncitori sunt doar o parte din cetățenii care au fost salvați în aceste zile din calea apelor și felicit efectivele Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile locale, voluntarii care s-au implicat și au oferit sprijin de fiecare dată când a fost nevoie. Din nefericire, așa cum ați precizat și dumneavoastră, am avut și pierderi de vieți omenești și eu vreau să transmit încă o dată condoleanțe familiilor îndoliate. Referitor la tragedia din Bacău, unde un autoturist care participa la un concurs de off-road a fost surprins de o viitură pe râul Oituț și pilotul a decedat, nu pot să nu-mi exprim nedumerirea față de faptul că acest concurs nu a fost oprit de către organizatori, deși existau avertizări că situația hidrometeorologică este una severă. În urma acestei tragedii, așa cum bine știți, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Este foarte important ca cetățenii să țină cont de aceste avertizări hidrometeorologice, inclusiv de mesajele transmise prin RoAlert, astfel pot fi evitate situații de pierderi, de pericol și chiar pierderi de vieți omenești. În acest context, întăresc și eu mesajul domnului prim-ministru și îndemn autoritățile din zonele unde sunt programate evenimente publice în perioada următoare să urmărească prognozele meteorologice și împreună cu organizatorii să analizeze cu maximă rigorozitate oportunitatea desfășurării acestor evenimente, astfel încât siguranța persoanelor să nu fie pusă în pericol. Decât să riscăm viețile oamenilor, mai bine amânăm aceste evenimente. Începând de vineri, fenomenele
hidrometeorologice au afectat 77 de localități din 26 de județe și municipiul București. La acest moment sunt în desfășurare intervenții ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice în 5 județe: Bacău, Brăila, Călăraș, Galați și Vrancea. Circulația rutieră a fost în temporar afectată pe 5 drumuri naționale și 3 drumuri județene, traficul rutier fiind blocat în acest moment pe 2 drumuri județene și restricționat pe încă un drum județean. Astăzi, pentru gestionarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice, la nivel național au fost în serviciu operativ pregătiți să intervină aproximativ 20.000 de lucrători ai Ministerului Afacerilor Interne, din care 6.741 lucrători efectiv în teren, doar astăzi. Referitor la situația din localitatea Biliești, județul Vrancea, intervenim pentru evacuarea apei din 50 de localități, din 50 de curți și 10 beciuri, se va desfășura în momentul în care apele se vor retrage. Totodată continuăm căutările bărbatului din localitatea Mănăstirea Cașin, care a fost luat de ape în data de 18.06, după ce podețul pe care se afla s-a rupt. De asemenea, avem o situație dificilă în localitatea Piatra Șoimului, în județul Neamț, unde un pod a fost avariat de apă, iar 4 familii, vorbim de 10 persoane, sunt izolate rutier și pietonal. Persoanele izolate în acest moment nu necesită îngrijiri medicale. În acest sens, îl rog pe domnul prefect să gestioneze cu maximă atenție situația, astfel încât persoanele să fie sprijinite cu cele necesare și să intervină dacă este nevoie. Având în vedere avertizările hidrometeorologice aflate încă în vigoare, vă rog să rămâneți mobilizați și să cooperați cu celelalte autorități pentru a putea interveni rapid în cazul producerii unor inundații. Vă rog să fiți în permanent contact cu efectivele din teren, în vederea gestionării cât mai eficiente a fiecărei situații în parte. Închei spunându-vă că sunt conștient și știu că pentru echipele de intervenție au fost zile intense, care au solicitat un efort consistent în condiții foarte dificile. Însă trebuie să menținem același nivel de mobilizare și implicare până ce situația hidrometeorologică revine la normal și nu mai este niciun pericol pentru cetățeni. Vreau să vă asigur că pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne, intervențiile în sprijinul celor afectați de aceste situații au fost și rămân, domnule prim-ministru, o prioritate. Eu am terminat. Mulțumesc, domnule ministru. Dar din nou, le mulțumim tuturor pentru efortul făcut în această perioadă. Trebuie să rămânem la fel de vigilenți și mai avem, se pare, încă 24 de ore care trebuie să fim foarte atenți. Domnul ministru Tanțuș Barna, știu că și domnia sa este în această conferință. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Într-adevăr, sunt zile destul de grele și, din păcate, nu se va termina azi, probabil nici mâine. Colegii mei vă vor da detalii cu privire la prognozele meteo și hidro, dar și următoarele zile ne vor ține în priză, practic. Trebuie să fim concentrați și să fim atenți la aceste prognoze. Trebuie să acționăm responsabil și aș vrea și eu să rog prefecții din toate județele să transmită același mesaj de responsabilizare a cetățenilor pe care l-ați transmis și dumneavoastră, domnule prim-ministru. Este de nepermis ca echipele de intervenție, echipele care fac prognozele, să lucreze zi și noapte și, din păcate, cetățenii irresponsabili să nu ia în serios aceste avertizări. N-ar trebui să avem asemenea drame, n-ar trebui să avem asemenea situații și sunt sigur că cu ajutorul dumneavoastră putem să transmitem acest mesaj de responsabilizare a cetățenilor și de atenționare a lor cu privire la fenomenele meteo care urmează și fenomenele hidrotehnice.
Vom actualiza de fiecare dată când considerăm că este nevoie aceste prognoze. Săptămâna viitoare, primele 2-3 zile, o să păstreze colegii și din anumite zone și avertizările portocalii, prognozele de cod portocaliu, și după aceea vor veni fenomene, alte fenomene severe meteorologice, canicule și local, câteva fenomene destul de severe. Trebuie să fim atenți și trebuie să fim, să facem echipă cu cei de la Meteo, Hidro și echipele de intervenție. Vă stăm la dispoziție pentru orice informație suplimentară. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru! O să ascultăm opinia colegilor noastre, foarte importantă în această perioadă. Domnul secretar de stat, Raed Arafat. Mulțumesc, domnule prim-ministru, domnilor ministri. Și mulțumesc, mi-ați atras atenția, Biliești este în Vrancea, nu în Suceava. Am zis, cred că Suceava din greșeală este în Vrancea. Cel mai afectat județ. Mulțumesc. Deci, referitor la localitatea Biliești, la acest moment avem 70 de gospodării afectate, 35 de locuințe, 40 de persoane auto-evacuate, 17 persoane au fost salvate de echipele de intervenție și mai multe animale. Până acum avem o scădere a nivelului de ape în jur la 12-15 cm și sperăm să continue să scadă, dar zona respectivă rămâne sub incidența codului portocaliu și, bineînțeles, oricând poate să mai apară și alte avertizări de cod roșu. Motiv pentru care, după o discuție cu domnul general Iamandit, cu inspectorul general al IGS-ului și cu domnul ministru Bode, am stabilit trimiterea unor forțe de sprijin, după cum urmează. Către Vrancea vor pleca de la ISU Brașov două motopompe cu capacitatea de 3300 de litri pe minut și trei motopompe cu transportabile pentru evacuarea apelor din case și două motopompe cu capacitatea de 10.000 de litri pe minut. Și de la ISU Biv vor pleca două motopompe cu 10.000 de litri pe minut, patru motopompe transportabile, iar de la ISU Dâmboviță, două motopompe de 3300 de litri pe minut și trei motopompe transportabile. Iar pentru județul Tulcea, din Prahova, vor pleca două motopompe cu 3300 de litri pe minut. Astea sunt forțe care le trimitem, mai ales când începe apa să se retragă, că să poată interveni, că să scoată apele din beciuri, din case, din curți, acolo unde este nevoie să acordăm sprijin populației. Bineînțeles, dacă mai apar alte nevoi, se comunică la nivelul IGS-ului și putem să trimitem sprijin suplimentar, sprijinul fiind trimis din zonele care nu sunt sub influența codului portocaliu la acest moment, mai mult din zonele care sunt sub influența codului verde. La evenimente vreau să subliniez și să rog pe domnul prefect de Sibiu să convoace organizatorii unui eveniment care am înțeles că va avea loc mâine la Bâlia, deci în zona montană, care implică inclusiv sărituri din elicopter cu parapante, deci n-am înțeles exact care este natura evenimentului, dar având în vedere situația meteo generală, să convoace organizatorii, să convoace ISU și Salvamontul și să analizeze riscul dacă acest eveniment într-adevăr poate să se desfășoare în siguranță și dacă se insistă trebuie asumat din partea organizatorului faptul că vor să meargă mai departe cu el. Deci asta este evenimentul care noi l-am identificat cel puțin la nivelul nostru că ar fi cu un risc mai mare. În rest, domnule prim-ministru, toate echipele sunt pregătite, cum a zis și domnul ministru Bode, deci suntem pregătiți pentru intervenții. S-au dat astăzi un număr de 5 avertizări fenomene imediate pe cod roșu în 5 județe, Bacău, Brăila, Galați, Tulcea și Vrancea, și au fost emise 9 mesaje de avertizare a populației prin sistemul RoAlert în 5 județe, și anume Bacău, Brăila, Galați, Tulcea și Vrancea. Cam asta este situația acum și vă ținem la curent despre evoluția ei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul secretar de stat. Eu vreau să reîntăresc mesajul meu. În toate zonele unde avem cod roșu și portocaliu, toate evenimentele, prefecții trebuie să ia legătura cu organizatorii acestor evenimente. În toate zonele unde avem
cod roșu și cod portocaliu. Evenimente care sunt în spațiu liber, care sunt afară, trebuie să luăm legătura cu organizatorii, să le spunem care sunt riscurile și să, pe urmă, să iau o decizie. Este bună ideea să meargă ISU acolo, să fie împreună cu ISU, dar trebuie să comunicăm unde avem cod roșu și portocaliu, ar trebui să nu ne jucăm din punctul meu de vedere. Vă propun, domnule prim-ministru, că inclusiv în zonele cu cod galben, pentru că foarte repede se schimbă în outcasting de cod portocaliu sau roșu. Foarte bine. Deci toate zonele care sunt sub incidența codului să abordeze situația, cum ați zis, cod, dumneavoastră. De la cod galben la cod roșu, toți prefecții trebuie să ia legătura cu organizatorii evenimentelor. Vă mulțumesc!